Da, deci multă lume m-a întrebat ce părere am eu despre trupa Iris, în special vor să știe părerea mea despre trupa Nelu Dumitrescu, adică Iris Nelu Dumitrescu. Dom'le, ce să zic, ascultând și acum nu vreau să fac recenzie la niciun din albumele lor, lumea toate un circ. Da, și cum se numește ultimul album, că am uitat, Zodiac, da? Deci nu vreau să fac aluzie la aceste albume special sau doar așa mă interesează sunetul. Deci vorbim de sunet acum, da? Ce părere am? Deci totul vine, să spun sincer, de la vocalist. Dacă vocalistul și aici, poate că multă lume o să-mi dea dreptate, poate că multe persoane nu o să accepte ce spun eu, dar eu consider că vocalistul este oglinda unei formații. Atâta timp cât oglinda unei formații nu este, cum se zice, shining, nu e lustruită, nu arată frumos, nu, ce să zic, nu arată cum trebuie, mai bine lași totul baltă și cânti covers. Pentru că dacă te-a pus să compui o chestie și nu iese cum trebuie datorită vocalistului, atunci nu mai are sens. Atunci o faci chestie instrumentală, mai faci un proiect de ăsta acustic, un proiect simfonic, faci ce vrei tu. Dar în orice caz nu te apuci să imprimi, pierzi timpul, pentru că e timp pierdut cu piese pierdute. Deci ce părere am despre aceste piese? Că sunt foarte, foarte pierdute. Foarte pierdute. N-am nimic de a face, n-am nimic cu omul Costi Sandu Damigiană, dar bă, omul cântă e ok și cânta foarte ok cu voltaj. Nu știu, acum în Iris mi se pare că nu mai cântă cum trebuie. Și să spun acum părerea mea, de ce cred eu că el nu mai cântă cum trebuie? Păi în primul rând că el nu mai are farmec. Adică în momentul când cânt niște cuvinte, și nu mă refer la cuvinte de genul cerul e albastru, luna e galbenă, luna strălucește frumos. Și asta, de fapt, când zici luna strălucește frumos, a trebuit să zici cum trebuie. Dar mă refer cuvinte, de exemplu, vrăjitor, te iubesc, cuvinte de-astea magice. Sau, deci, tu nu poți să le cânti sau să le zici așa într-o doară. Că dacă le zici dintr-o doară, ei nu mai au nicio magie, aceste cuvinte, da? Atunci nu le mai scrii. Sau cine a făcut compoziția la acestor piese, mă rog, trebuie să-i spună vocalistului: băi, tată, stai puțin, op, stop. Tu nu poți să cânti așa. Tu când zici vrăjitor, trebuie să iasă, nu zici vrăjitor! Păi dacă zici așa, ce e ăsta, bă, vrăjitor? Ăsta nu e cuvânt să zici vrăjitor. Atunci poți să-l cânti la karaoke. Băi, cântă-l și tu cu vrăjitor. Dă-i și tu un sens acelui cuvânt. Fă-i să fie cuvântul ca o ștampilă, înțelegi? Ca o amprentă, pui acolo o amprentă, omul să înțeleagă că e chestie de vrăjitorie, de nu știu ce. Mă rog, sau cânt-o cu o mai altă temă, bagă, nu știu. Sau majoritatea cântecelor au acolo două canale la voce, unde zici că, băi, tată, e... Deci el sună ok ca cânte, ca sunet, ca, cum să zic, ca note, sună ok, dar e prea virtuală treaba, tată, adică nu se înțelege, nu e o atmosferă, nu înțelegi, nu ai simțăminte pentru acele cuvinte. Acele cuvinte nu au magie, nu înseamnă nimic. E ca și când iei o carte și începi să o... ca niciodată n-ai citit-o și citești un paragraf, bine că citești de 4 ori, să zic că a făcut și el acolo imprimări, take 1, take 2, take 3, take 4, înțelegi? Ai făcut 4 versiuni de acelui vers sau, mă rog, ce ai imprimat, strofă. Dar totuși, tu nu o cânti cum trebuie, tu nu o cânti ca și când, băi, ar fi... Deci, tu în momentul când cânti-o, și mă refer la vocalist, că i-am spus, este oglinda formației, tu reprezinți formația. Oamenii încep să te asculte, să înțeleagă ce cânti tu acolo, cum vorbești, cum cânti. Dacă cânti așa ca într-o doară, păi nu ține nimeni minte acele versuri. Nu că se seduc versurile, adică asculta ca și când... Ei sunt foarte comerciale. Deci este o formație extra super comercială pentru mine. Deci asta este cuvântul apropiat al trupei Iris Nelu Dumitrescu. E o formație comercială. Nu e o formație să te bazezi
să zici, băi, tata, albumul ăsta e extraordinar, vreau să-l păstrez. Deci, înțelegi? Bine că nu te aștepți la formații cum au fost în anii 80-90, când scurteau niște... Tot albumul este de la început până la coadă, exemplu, Keeper of the Seven Keys, Part 2, al lui Halloween. Tot albumul, de la început până la coadă. Deci, practic, nu prea există... Mai găsești un cântec, n-ar, unu, două, să zici, băi, dar nu e totuși nașpă. Înțelegi? Nu poți să zici. La fel, Scorpions, Crazy World, 1990. La fel, un album destul de bun. Mai găsești un cântec, două, să zici, Restless Nights. Poate că nu e care a băgat acolo slide la gitar. Mă rog, bă, da, ca voce, ca vocalist mă refer. Deci e un concept, o concepție, da? Tu n-ai, numai că n-ai o concepție pentru album, dar cânti Alan Dala, bă. Băi, cânti, mai bine nu mai cânta. Zic eu, Costi Sandule, îmi pare rău. Nu mai cânta, tată, că nu-i de tine. Sau cântă, bă, da, fă-le single-uri, numai EP-uri ăsta. Nu mai face, scoate albume, nu mai scoate CD-uri. Nu merge, tată, nu merge. Îmi pare rău. A, că în live îți dai totul din tine? Da, așa, dar să... De ce nu-ți dai totul din tine când ești în studio? Asta nu înțeleg. Nu știu, ești presurat, probabil sunt efecte, îți schimbă vocea, înțelegi? Îți bagă acolo autotuner. Dacă ți-a băgat autotuner, ți-a făcut vocea nașpă de tot. Ăla nu mai ai voce robotică, nu mai ai voce cum trebuie. În orice caz, asta nu e problemă de mixing. E problemă de sunet ca vocalist. Tu când te auzi pe tine, îți place cum cânti? Chiar așa îți place să zici vrăjitor? Vrăjitor! Păi... Cristian Minculescu zicea, putea să zică vrăjitor așa în felul ăsta, dar oricum el avea un alt timbru. Și tu nu ești Cristian Minculescu, deci tu nu poți să reproduci nici eu, dacă eu vreau să cânt și vocea mea cea mai apropiată, el e aproape de King Diamond, da? Dar niciodată dacă eu când nu mă dau că vreau să fiu King Diamond, sau că... Nu, cânt ca mine, pentru că dacă nu cânt ca mine, nu pot să simt ce să pot să simt în acel cântec. Și vorbim acum de note și vorbim și de cuvinte, trebuie să le combini. Că dacă ele n-au sens și nu au, oamenii nu simt nimic când cânți acele strofe, acele linii, acele cuvinte, deci nu mai are sens, tată. Eu zic să lași la o parte totul și ori ai îmbătrânit, ori nu te ții cum trebuie de muzică. Lasă vrăjelile cu imitația după Cristian Minculescu. Fii ca tine, tată, fii ca tine. Imprimă-ți, lasă și când, ți-am zis, când faci o chestie, fă cum trebuie. Dacă nu-ți place, fă-o de două, trei ori, poate că nu e poezia ta, bun. Vorbește cu cel care a scris poezia. Bă, tată, ție îți place cum cânt eu? Ce părere? Că dacă amândoi, dacă și tu ăla, și ăla care a scris poezia, da, adică cântecul, textul, și tu care cânti textul, amândoi zice că vă place ce se întâmplă, atunci, într-adevăr, e nota 2 la purtare. M-am dat 2 la purtare, înseamnă că într-adevăr este grav ce se petrece la voi, informații în management, în tehnicalitatea de sunet, în mixing, în mastering, e foarte gravă treaba pentru 2023. Deci acum nu mai suntem în anii 80 până în anii 90, până în anii 2000, suntem în 2023. Da? Tu ai scos un album în 2022, Zodiac, îmi pare rău. It's too late.